Erau odată patru arabi care câștigaseră mulți bani pentru că își vânduseră toată marfa și ca să sărbătorească, se duseră la baia publică a unei bătrâne văduve pe nume Riana. La intrarea în baie, negustorii dădură punga bătrânei Riana și unul dintre ei îi spuse Ai grijă de punga asta cu bani, ca să ne-o dai înapoi, trebuie să fim prezenți toți patru. Ai înțeles? Pătrâna a făcut semn că da și păstră punga într-o cutie închisă cu cheia. În timpul băii, unul dintre ei ieși. spuse că se duce să-i ceară să pun bătrânei. Vin din partea prietenilor mei ca să-și cer punga noastră cu bani. În niciun caz, se împotrivi împotrivirea. Nu pot să-ți dau banii până nu sunteți toți patru. Așa ne-am înțeles. Vicleanul negustor se întoarse înăuntru și le spuse prietenilor săi Bătrâna nu vrea să-mi dea să pun dacă nu-i dați voie toți, așa că strigați să vă audă Dariana, dă-i, dă-i, strigară ei Atunci, bătrâna-i dădu banii negustorului Viclean și acesta dispăru cât ai zice pește După scurt timp, cei trei negustori ieșiră și văzând că sacul dispăruse, dă dură vina pe bătrână și o denunțară. Bătrâna Ariana a început să plângă. Atunci trecu pe acolo un copil care îi spuse. Femeie bună, povestește-mi necazul tău, o să găsesc eu o soluție. Nu vreau în schimb decât un bănuț ca să-mi cumpăr alune. De acord, zise Riana, mișcată de bunătatea copilului, și îi povesti ce se întâmplase. Înțeleg, spuse micul înțelept și adăugă. Mâine te vei prezenta în fața judecătorului și îi vei spune. Domnule judecător, ei mi-au încredințat banii cu condiția să nu îi dau decât dacă vor fi toți patru prezenți. Ei bine, când vor fi toți patru, îi voi înapoia. Cei trei negustori înțeleseră atunci că hoțul era prietenul lor dispărut. Judecătorul o declară nevinovată pe bătrână, iar despre copilul înțelept se spune că a ajuns sfetnic al regelui.